Zodia Taur, în săptămâna 22-28 februarie 2021, este în primul rând marcată de Venus în Vărsător. Venus în Vărsător vă poate influența cariera, relațiile de afaceri, relațiile sociale, cele personale, independența, nonconformismul. Pot apărea iubiri fără resentimente, posesivitate, prietenie, instabilitate în relații și predispoziție în general la despărțiri, la experiențe neobișnuite și la o creștere, un plus de creativitate. Luna plină luminează în primul rând iubirea, mândria, prietenii, aspecte din acestea care sunt în acest plan social, poate să aducă apogeul unor acțiuni care au fost începute cu 6 luni în urmă, poate o poveste de dragoste, poate ceva legat de relațiile cu copiii. Din 25 februarie, Venus în Pești influențează relațiile cu prietenii, cu protectorii, cu grupuri și organizații. Venus aduce emoții, aduce sentimente contradictorii, poate să aducă și nefericire, dar și credință și misticism, care acestea la rândul lor pot să aducă fericire sau nu. Aspectul acesta aduce și imaginație, aduce creativitate, aduce relații critice, poate un plus de dramatism. Aspecte frustrante sunt între Saturn și Uranus. Aici vă influențează în planul personalității, în relațiile cu colegii, cu subalternii, cu șefii, funcții, ierarhia socială, relații și asocieri neobișnuite, neașteptate, nonconformism, un plus de riscuri, nervozitate mai mare, spirit critic în creștere, duritate și violență în exprimare și toate acestea pot să ducă la uneori chiar la anarhie, la dezechilibre, limbaj brutal și posibilitatea de a renunța la obiective nerealizabile când există o astfel de aspectare astrală.